Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit dintr-un peisaj un pic mai puțin obișnuit la microfon Cristian Ivaneș. Povesteam noi odată sau de mai multe ori de pe acest canal, de la acest microfon, despre discrepanța uriașă în România între sat și oraș. Și apropo de asta, cred că este nimerit să povestim un pic la modul aplicat. Pentru că vă spuneam eu odată că nu trebuie să mergi în est sau în sud, adică în Teleorman sau în Neamț, ca să găsești România medievală. Poți să o găsești foarte ușor și în județul Cluj. Sunt în satul Borzești, la jumătate de oră de Cluj, unde sunt niște oameni minunați, în mare parte foarte în vârstă, și care sat, dacă faci abstracție de curentul electric, care există, în rest e cam așa. Nu există centimetru de asfalt, nu există canalizare, nu există apă, nu există decât o natură splendidă, minunată și mult praf. Și mai e ceva ce puțină lume știe că există la Borzești. Mai este un cimitir militar sovietic, dacă vă vine să credeți așa ceva, care e ăsta. Și care arată cum vedeți că arată. Aici au fost îngropați oamenii ăștia în 1944, destul de mulți, pare se. E în semi-paragină, dar nu în paragină totală. Nu știu dacă ambasada rusă, care ar trebui să se ocupe de el, se ocupă. Nu asta vreau să vă povestesc, deși e foarte nimerit să povestim și despre el, ci despre discrepanța foarte, foarte mare între sat și oraș în România, care e o problemă pe care guvernanții nu au vrut să o confrunte, să o înfrunte și să o rezolve în ultimii 30 și ceva de ani. N-au vrut, fiindcă le-a convenit. Există mai multe românii, dar cele două românii fundamentale, după opinia mea, sunt România, sau este, nu, cele două românii sunt, da, România urbană, pe de-o parte, și România rurală, pe de altă parte. Și dacă în orașe mai e cum e, și în unele orașe mari din România arată, dacă nu chiar ca în Occident, cel puțin asemănător, zona rurală este așa decuplată foarte puternic de marile orașe, chiar dacă sunt în proximitatea marilor orașe. Aici, de exemplu, v-am spus, Bordeștiul este la jumătate de oră de mers cu mașina de Cluj. Nu în Neamț, nu în Teleorman, nu în Ialomița, în Cluj, da? Astea sunt străzile, arată tot, toate străzile sunt așa. Vă spuneam că, da, asta este fața, nu trebuie neapărat să mă vedeți pe mine. Și chestia asta n-a fost deloc, cum să vă spun, pe agenda politicianului Dâmbovițean în ultimii 30 și ceva de ani. Nu l-a interesat că o parte din zona rurală românească, nu toată, și Borzeșul e mai degrabă o excepție decât regula, pentru că nu e la drumul național, nu e în proximitatea unui drum important, e destul de izolat, dar sunt foarte, foarte multe localități rurale de genul acesta și care arată așa. Nu toate, repet, dar foarte multe arată așa. Și chestia asta este una din marile vini ale politrucului român de după 1989. Adică abandonarea ruralului. Acolo unde au fost primari mai vrednici,
și unde au mai atras niște fonduri și unde a mai fost un pic de interes, s-a mai făcut ceva. Altminteri arată ca aici, unde primăria este absolut nepăsătoare față de ce se întâmplă. Și de chestia asta nu s-a întâmplat nimeni, sau nu s-a întâmplat, nu s-a ocupat nimeni de România rurală, de satul românesc, care, sigur, veți spune, în rare ocazii arată așa, dar sunt foarte multe, mai ales în est și sud, dar și în Transilvania, după cum vedeți, cazul aplicat Borzești, sunt sate care arată așa, care sunt depopulate complet, unde clădirile sunt părăsite, sunt abandonate, sunt în paragină și unde din când în când mai sunt orășeni care vin și cumpără câte o căsuță de răpănată, câte un petic de pământ să mai aibă unde ieși. Cam asta este. Și depopularea satelor românești și subdezvoltarea ruralului din România, toate astea sunt teme care nu interesează absolut pe nimeni. Pe nimeni n-auzi vorbind din partidele politice, nici măcar din astea democratice. N-auzi vorbind, domnule, trebuie făcut o revoluție în satul românesc, care e complet decuplat de România urbană, care de bine de rău mai arată cumva, mai mișcă într-un fel. Dar satul românesc, dacă nu cumva sunt satele alea care chiar sunt pe un drum național, un pic numai dacă te duci pe un drum secundar sau nu știu ce, e gata. Acolo deja intri într-o subdezvoltare cronică în foarte multe locuri. Să sperăm că scăpăm de praf. Da. Tu. Da. Ori chestia asta ar fi trebuit să fie pe agenda tuturor. Nu doar a unora, dar nu-i pe agenda nimănui. Ce facem cu jumătate din România? Pentru că satul românesc este cam jumătate din România. Ruralul din țara asta. Cam jumătate. Ori nu se poate ca în 2024 o localitate să arate așa. Acolo e un câine. Câinii sunt o problemă imensă în sat. În orice sat din România și n-am chef să dau neapărat bot în bot cu el, să cam uite la mine de departe, dar cred că a prins ceva și e ocupat să mănânce ce a prins. Uf. Și am zis că e bine să vedeți și dumneavoastră, pur și simplu, despre ce povestim în discuție, pentru că astea sunt teme de care nu se vorbește. Este campanie electorală și nu se vorbește de asta. Și nu înțeleg de ce. Pentru că jumătate din România este în rural. Și o mare parte din ruralul românesc arată așa. Cum vedeți dumneavoastră acum. Sunt și sate care arată minunat. Da, așa este. O să avem poate ocazia să mergem și în alea. Dar alea sunt mai degrabă excepții. Și după cum vedeți, este un mare mit. Dom'le, Transilvania, pai... Ce vorbești? Să vezi aici în Transilvania, nu la înapoiații ea din est și sud. Uite, suntem în Transilvania la jumătate de oră de Cluj. Apropo de înapoiații din est și sud. V-am mai spus că asta e un mare mit. Și n-are niciun sens să mai insist asupra lui. Da? Iată. E. Mi-ar fi plăcut să văd o astfel de problemă pusă pe tapet. Și n-o văd. Și asta mă deranjează foarte tare, pentru că nu e o chestie de colo, nu e o chestie minimală, este jumătate de Românie în rural. Și eu, nu, nefiind sociolog, nu știu cum va evolua mai departe toată chestia așa, cu discrepanțele astea care se adâncesc. Pentru că și se adâncesc nu doar la nivel de ce vezi, ci și la nivel de mental și de viitor. Gândiți-vă ce viitor au puținii tineri care mai trăiesc în satele astea. Ei ce vor face? Acești oameni. Sigur, ar putea dezvolta business-uri, dar toți să se specializeze în turism rural
Evident nu. Vor migra spre marile orașe sau vor îngroșa numărul emigranților români. Și ce se va alege atunci de rural românesc, neexistând niciun fel de o preocupare a politrucului valah față de ele? Ce se va alege de satul românesc în general, de care, repet, nu-i pasă absolut nimănui și nu este în programul absolut al nimănui? Și atunci lucrurile arată cam așa. Ca să ne înțelegem un pic despre ce povestim. Și vorba aia, veșnicia s-a născut la sat, nu? Pentru că aici nu mai există noțiunea de timp. Aici este o veșnicie încremenită, dacă preferați expresia. Știți ce vreau să spun? La distanța atât de mică de orașul, de mega orașul de 100.000 de stele, Cluj minus Napoca, cu probleme uriașe și el administrat rău de tot, foarte rău, în ciuda mitului, alt mit. Dom'le, Boc, Clujul, haideți să vedeți în ce hal arată Clujul și a fost mutilat. Făcut una cu pământul, numai cu dale și alea jumătate crăpate și ciobite. Asta apropo de când va veni căldura cea mai mare, vara. Nu vă spuneam degeaba anul trecut că Clujul este, cred că, pe primul loc în Europa din 90 și ceva de orașe, campion la mortalitatea datorată căldurii, vara. Nici pe asta, nici pe noi, sau nici asta nu ne interesează pe noi cei de aici, totul e ok. Și ce dacă? Acum Clujul a câștigat foarte multe dale, piețe, parcuri transformate în mări, oceane de dale, de piatră. Vă spun, jumătate rebut. Și dacă ar fi fost bune, ce-am fi rezolvat? Se încing și fac temperatura insuportabilă. Dar aici, la Borzești, nu contează toate astea. Aici, vă spun, dacă facem abstracție de curentul electric și de cimitirul ăsta sovietic, militar, de care nu știe nimeni și care e destul de mic, arată cam așa. Dacă facem abstracție de toate astea, îți cam poți imagina cum arăta un sat din locurile astea în evul mediu. Eliminați cablurile de curent pe care le vedeți și cam acolo ești cu serviciile. Aici nu există magazin. Cred că vine o dată pe săptămână, mi s-a spus, o dubă pe post de magazin care vinde de la pâine la detergent la orice. Nu există servicii, nu există absolut nimic. Statul e, nu există poliție, statul e complet absent. Și satul ăsta nu este totuși unul oarecare, pentru că este satul unde s-a născut Alexandru Borza, un savant român, de-aia zice, zice Borzești, fondatorul grădinii botanice din Cluj. Tatăl doamnei Viorica Lascu, mare italienist și traducător, militant greco-catolic și așa mai departe. Dar cui să-i pese de toate astea? Aici gropile se plombează cu pământ, cam așa. Și vă spun, oamenii pe care îi cunosc sunt extraordinari. Dar ei depind de niște autorități și de un stat care e complet absent. Complet absent, depind de niște autorități inclusiv locale și alea sunt complet absente. Și atunci ce să facă? Din ce să trăiască? Singura comoditate, vă spuneam, fiind curentul electric. Și ăla tras probabil de comuniști prin anii 50-60, mă gândesc. Cam asta este. Eu zic că e o temă de reflexie foarte importantă, discrepanța sat-oraș din România, care nu doar că nu începe să se atenueze, ci dimpotrivă, hăul ăsta se cască tot mai larg, pentru că orașele, cum vă ziceam, de bine de rău, se dezvoltă și încep să aibă un iz de vest. Alea mari, e adevărat, nu urbanul mic. Dar satul românesc este într-o suferință teribilă, depopulat, îmbătrânit și cu viitorul extrem de incert. De la Borzești, județul Cluj, a fost la microfon Cristian Ivane și vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc că vă gândiți să-l și susțineți prin Patreon, PayPal și Revolut. Informații aveți aici în josul imaginii, în site-ul YouTube. Mulțumiri pentru atenție din nou, toate bune și să auzim numai de bine.